Amanda. Bună seara, Cristi. Într-adevăr, arături de Gabriela, care ne arată cumva așa garderoba ei, dar e foarte bogată, foarte multe gentuțe de firmă. Păi ce se întâmplă, Gabriela? Mai devreme te plângeai că nu prea ai cu ce să te îmbraci. Eu văd aici numai blănuri, gentuțe, tot felul de accesorii. Sunt foarte puține haine. Acum am încercat să fac o mică colecție de toamnă. Eu vreau să dau o jumătate din tot ce am aici, cu toate că sunt foarte puține, dar așa vreau să dau o jumătate, nu știu, pentru cine are nevoie. Uite, de exemplu, asta este o mică așa căciuliță din Rusia. Ia să vedem cum o probăm. O să încercăm să vedem cum se vede asta. Cu asta ce faci? Să știi că tot ce e aici, eu vreau să dau. A, tu ce-ai scos pe pat pleacă? Da. Deci la loc pleacă, da? Ia să mai vedem. Sunt niște mânuși de la bunica mea pe care eu l-am adorat foarte mult și e ceva așa foarte simplu. Și dacă au însemnătatea asta, nu contează. De ce le dai? Păi nu contează. Asta știi cum e. Până la urmă, asta nu este o gentuță, wow! Asta este o mică așa căciuliță. Poți să te pui? Hai să vedem. Ia stai. Așa, uite, asta vine așa și ea vine exact așa. Bun, hai să mergem mai departe. Și mai avem alte căciulițe, tot, și foarte multe genți, pentru că eu am așa o pasiune pentru gențile plic. Auzi, spune-mi și mie ce amintire ai și tu, nu știu, cu gentuțele astea, cu hăinuțele. Uite, pe asta am dat, să știi că am dat aproximativ 1500 de euro. Wow! Da. Păi și te lasă sufletul așa la fel, uite, de exemplu, stai că mai aveam încă una, de exemplu, asta este ceva care seamănă ca un fel de ziar. Incredible shoes. Așa. For now. Asta cât a costat? A costat, să știi că, vreo 200 de euro. Și o dai și pe asta? Da. Asta este o geantă pe care am făcut-o pentru câinele meu, pentru doamna Daisy. Ah, cu poza, da, wow. Da, și am făcut această poză pentru ea. Păi și nu o păstrezi dacă e gentuța? Să știi că eu nu prea țin foarte mult la lucruri materiale. Știi cum ar veni? Deci banii vin și pleacă. Tot ce material nu contează. Până la urmă... Îți dai și lingeria intimă? Să știi că sunt niște sutiene aici pe care, până la urmă, na, de cât trebuie să le părți? Nu-ți mai fi? Ți-ai mărit, I-am mărit acum... Nu, la tine, că e lingeria ta. Așa. Da, până asta e frumos, ai putea să-l păstrezi, să știi. Eu să știi că eu vreau să dau tot ce aici, în acest pat, în acest loc. Asta ce este? Este un fel de fular, așa ceva. Ia ce să mai vedem aici. Asta este ceva scripicios, când mergi la club tot și așa mai departe. Asta este o mică pălărie pe care... Am primit-o acum vreo 3 ani de zile și are ceva foarte aparte. Așa pare ca și cum ar fi la Hollywood. Da, e un body, da, știu. E... Bine, are cupele cam mici, dar să știi că nu ne-ar veni, dar... Este un body de pe vremea când aveai sânii mai mici, da? Da. Să mergem mai departe, să vedem. Uite, asta, de exemplu, este o fustă așa făcută din... Din pene? Din pene, da. Exact, din pene. Asta pene să știi sunt? Că nu a costat mai mult de 200 de euro. Dar ce pene sunt astea? Pene de strut sau habar nu am, nu știu. Uite, și asta, de exemplu, e așa o fustă, așa, dintr-un motiv românesc, care mie mi-a plăcut foarte mult și am ținut foarte mult, așa am purtat-o de foarte multe ori, adică de vreo 3 ori. Și asta mergea foarte bine cu această geantă. Da. Îți dai și porjardierele? Nu, sunt bikini. Nu. Ai sutien? Ba da, e un fel de mic sutien. Uite, și asta, de exemplu, este o mică așa căciuliță acum că vine toamna. Și asta la fel se poartă. Așa ceva. Auzi, da, hai să ne oprim puțin, da. Și ne mai povestești după pauză, da? Da. Abia aștept. Povestim după pauză, vedem ce mai găsim pe aici prin dressing-ul domnișoarei. Ia, lasă, ne arăți după pauză. Da, gata, nu mai, gata, gata. Eu am rămas setată pe sutiene. Eu nu înțeleg,
De ce să ai sutienele? De ce să ai lingerie intimă? Chiar sunt drăguțe, uite-te și tu la ăsta. Să știi că e un sutien, așa că mi-aduce aminte de un fost iubit al meu și pe care eu nu vreau să-l mai port. Este și puțin mic, dar nu știu acum cu ce să-l donez. Atunci să dispară, dacă ți-aduce aminte de fost iubit. Să dispară tot de aici. Asta chiar îl aruncăm, stai să dispară. Asta, de exemplu, este o haină care ar merge acum. De exemplu, dacă o pui așa pe tine. Așa. Am putea să o donăm, dar nu știm dar cui. Dar uite ce drăguță e, uite, e pictată manual. E pictată manual, da, și am luat-o acum vreo 4 ani de zile. Eu zic cu asta să te mai gândești. Nu mai mă gândesc cu nimic, ca să știi că eu vreau să donez tot ce este aici. Uite, de exemplu, am o bustieră. Un verde care mi-e place foarte mult, este un verde crud. Și vine foarte bine. Stai că mai mi-a atras ceva atenție aici. Și acel sutien este puțin cam mic pentru mine, dar să știi că eu sunt sigură că vom găsi pe cineva care ar putea să-mi poarte așa ceva. Dar să știi că eu nu mai vreau să-mi port nimic. Deci tot ce a fost trecutul, gata. Deci totul trece. Am văzut o gentuță, e foarte interesant. Asta este o geantă pe care am cumpărat-o din Barcelona, când a fost acum 2 ani de zile. Da, hai să o arătăm și telespectatorilor, așa. Da, am purtat-o de 2 ori, dar să știi că nu prea este genul meu și acum încerc să îi găsesc un posesor. Deci, fetelor, dacă vă doriți ceva din ceea ce vedeți eu să știu că le dau cu dragă inimă pe toate. Gabrielei pe Facebook și se rezolvă. Le dau cu dragă inimă pe toate. Aceasta este o vestă pe care am primit-o de la fostul meu iubit. A, tocmai asta voiam să te întreb. Despre cadouri. Care din articolele astea de aici, nu știu, e primit cadou? Acesta este... L-am primit acum un an de zile, nu l-am purtat niciodată. De la fostul meu iubit. De ce nu l-ai purtat, dragă? Nu ți-a plăcut băiatul? Nu l-am purtat, că nu era genul meu. Deci nu ți-a plăcut cadou? Și asta cadou, la fel, este... Mi-a plăcut, dar na, cadou a fost, s-a dus și până la urmă asta așa a fost. Ia. Uite, de exemplu, și asta este, mie îmi plac foarte mult aceste Mickey Mouse, tot. Gabriela, da, nu știu, cel mai scump cadou pe care l-ai primit vreodată? Cel mai scump cadou pe care l-am primit vreodată, nici nu pot să spun, am primit un inel pe care eu l-am pierdut. Am pierdut unele de logodnă, pe care nu le mai am acum, dar, da. Iar din tot ce vedem aici, să știi că cel mai scump ar fi, stai să aleg, de exemplu, uite, de exemplu, a fost, stai așa să mă gândesc, această geantă. Auzi, sunt două gente, eu mai văd o gentuță aici, nu arătăm prea mult să nu facem reclamă. E o geantă destul de scumpă. O geantă care nu se demodează am niciodată. O colecție, am o colecție de, din toate aceste genții. Ai o colecție genții, de gentuțe de-astea? Da. Atunci am înțeles. Dar eu le dau pe toate, pentru că ți-am spus, acum vine iarna, altceva, deci vrei să... Da, colecția de gentuțe foarte scumpe, ți-ai cumpărat-o singură sau ți-a cumpărat-o tot așa vreun fost iubit? Am primit cadou. Le-ai primit cadou. Am primit cadou. Da, în momentul de față ești singură sau? Că poate facem un nimeni anunț. Nu poate să fie singur. Adică eu cred că n-ai cum în viață să fii singur. Și nu avem cum. Adică ne naștem singuri, dar trebuie să fim cu cineva în viața aceasta. Bine, bine, atunci mi-ai spus ce cadouri. Mi-ai arătat câteva articole primite de la foștii iubiți. De actualul iubit, ce cadouri îți face? Eu să știi că îmi cumpăr și eu singură. Așa. Uite, de exemplu, asta este o șapcă. Uite că o să-mi și pun. Este o șapcă foarte frumoasă. Care? Dar uite, asta este, scuze că stau cu spatele la tine, dar uite, asta, de exemplu, este o șapcă și mai frumoasă. Așa. Are un motiv așa cu îngeraș și cu tot ce îmi place mie, pentru că eu cred foarte mult în îngeraș. Asta este din piele de... Snake, da. Nu știu, habar nu am, dar... Și cât a costat șapca asta? Habar nu am, dar să știi că eu tot ce am aici... Deci eu a să fost știi că cadou, am înțeles. Acum vreau să donez... Uite, și asta, de exemplu... Scuze, că o să fac asta? Yes. Asta este o fustă cu niște motive din un fel de revistă. E foarte colorată.
Da. Eu te-am văzut tot timpul, tu ești fashionist, așa, te îmbraci frumos, colorat, ai curaj, îndrăznești. Nu știu, de exemplu, arată-mi și mie, nu știu, două piese vestimentare de aici, așa, puțin mai extravagante, pe care, nu știu, tu le-ai combina. Ce aș combina eu? De exemplu, uite, de exemplu aș combina asta, care este, e de firmă, mă rog, e de o firmă foarte așa, bună, așa, e o cecuță, mă rog. Ai pun-o pe da. Tine. Așa. Așa, și aș combina asta cu ceva foarte simplu, adică cu ceva negru. Acum eu nu știu dacă, dacă altfel, să găsim... Voiam ceva mai mult, mai extravagant, dacă se poate. Și mai extravagant, nu știu. Păi dacă punem asta cu asta, și mai extravagant de atât. Nu. Și gecuța fără nimic pe dedesubt? Nimic direct, deci totul... Deci gecuța fără nimic de dedesubt, pe dedesubt, fustița foarte scurtă din pene, așa, dresul tău... Stai un pic, nu ridic foarte mult. Dresul tău îl păstrăm la ținuta asta? Wow! Acum ne-ai arătat. Nu, stai, scuze. Te rog. Da, nu. Wow, deci fără dres, nu, doar nu mă așa. Pot bucura doar eu și colegul meu. Hai să bucurește respectatorii. Deci are un dres foarte frumos. Uite, nu dacă vrei, fii atentă. Uite, putem să facem asta. Așa. Uite, punem asta, de exemplu, care este așa o roche. Dar mai arată-mi și mie puțin. Te rog eu mult de tot dresul tău. Nu o să putem să facem asta. Te rog. Uite, de exemplu, dacă vrei să punem asta. Asta este... Auză, eu am o curiozitate. Tu în seara asta, dacă, nu știu, ești obosită, nu mai poți, nu mai ai chef să le strâng, să le bagi în saci, cum te culci peste hainele astea? Nu știu, mie cred că mi-ar fi greu. Hai să încercăm. Deci, noi acum am pus doar o mică parte pentru că... Hai să încercăm să vedem cum am putea să dormim aici peste toate hainele astea. Păi uite, punem toate sutienele. Le punem în loc de pernuță? Ia. Nu știu cum putem să facem asta. Nu știu cum să mă așez, dar am să încerc. Hai să vedem. Nu știu cum putem să facem asta. Hai, stai acolo. Tu-ți faci loc, nu? Hai. Hai să... Cum? Uite, asta, de exemplu, e ceva, o fustă vintage. Gata, hai să încheiem, că nu avem loc, nu avem ce să facem. Trebuie să rămânem să facem curățenie, că tu nu ai unde să dormi. Și asta merge foarte frumos cu asta. Da. Îți mulțumim mult de tot și ne mai arăți data viitoare. Mulțumim mult de tot, Cristi. Da, doamnelor și domnilor, fetelor. Într-adevăr, n-a fost simplu de